Româncă de 43 de ani care muncea la o fermă din Sicilia, Italia, a fost găsită împușcată în locuința pe care o avea acolo. Crima ar fi fost comisă cu o armă de vânătoare și deocamdată nu a fost reținut niciun suspect. Ipoteza unui jaf ar fi exclusă potrivit anchetatorilor italieni pentru că locuința nu a fost răvășită. Se conturează varianta unui omor premeditat, însă motivul crimei nu este cunoscut. Românca era singură în Italia, în timp ce fostul soț și fiica ar fi în țară. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Giorgetta Pop lucra în Italia, la o fermă din regiunea Rotondella, nu departe de orașul Catania. Românca, în vârstă de 43 de ani, era divorțată și locuia singură. Colegii ei de muncă au fost cei care au descoperit-o împușcată în locuință. Au început să își facă griji pentru ea când au văzut că nu mai vine la serviciu și nici nu răspunde la telefon. Încă nu este clar dacă a fost ucisă în propria locuință sau a fost dusă acolo. Carabinierii au ridicat mai multe probe din locuința Giorgetei și au transmis că, cel mai probabil, românca a fost ucisă cu o armă de vânătoare. La donna è stata uccisa con due colpi, sembrano almeno due i colpi. Non è stato ritrovato il fucile che ha ucciso Giorgetta. Anchetatorii italieni exclud deocamdată varianta unui jaf urmat de un omor, pentru că în locuința româncei nu a fost găsit nimic răvășit. Merg în schimb pe ipoteza unui atac premeditat. Ne sono stati interrogati sia i suoi colleghi che hanno dato l'allarme chiamando il 112 che il suo datore di lavoro. Până acum, în cazul crimei, nu a fost reținută nicio persoană. Fostul soț al Giorgetei locuiește în România. Parchetul din Catania a deschis o anchetă pentru omor. Giorgetta Pop avea o fiică în țară.